Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fix acum 22 de minute. Băi, ce scandal a fost la Eurovision. Nu știu ce scandal a fost la Eurovision. TVR-ul n-a mai transmis. TVR-ul nici n-a participat. România n-a mai participat că n-am avut mai bani. Fonduri, da. Da, nu mai avem bani. Cum Dumnezeului termină aia banii acolo la TVR? Nu reușesc să înțeleg. Deși am unele bănuiele, în fine. Deci dacă nici nu s-au dus, nici n-au mai transmis, că de ce nu? Dar oricum, tot mediul online este plin de ce s-a întâmplat acolo și în jurul festivalului. Deci odată că la festival a fost cu scandal, că pe olandez l-au descalificat că aparent a făcut ceva nașpa cu potriva Israelului. Domnișoară cameraman, camerawoman. S-a amenințat o fată, o din echipa tehnică, l-au descalificat pe ăla. Au fost proteste cu cântăreața din Israel. Ăsta care a câștigat, s-a câștigat o persoană din Elveția, Nemo îi spune. Spun persoană pentru că ea se declară, adică pentru că se declară non-binar. Sau, se declară persoană non-binară. Da. Și în limba română e foarte complicat să respecte aceste reguli inventate în Anglia, că acolo nu. Da. Nu, în engleză e mai simplu, că acolo cu genurile mai ușor. De cum adică non-binar? Adică nu îmi dau seama mai prea clar. Adică nu prea știe ce e cu el. Cu ea. Sau cu ea. Cu ea sau cu el? Cu persoana. Are niște dubii. A, cu persoana. Deci persoana nu știe ce e cu persoana, are niște... Și atunci a zis cu fiul, cu fia. Depinde cum se trezește, se mai schimbă parcursul zilei. Înțeleg. Deci există sistemul binar pe care știm cu toții 0101. Da. Și acum s-a găsit Nemo 0 sau 1. I-a dat s-a găsit. Da. S-a găsit asta. Da. Dom'le, dacă nu ești hotărât 100%, ești poți să-ți iei varianta non-binar. Da. Cum e cazul de față. Și cu asta basta, ai închis-o până la ordine ulterioare. Dar eu știam că se cheamă... Mărturisesc că nu am studiat prea tare domeniul, nu e neapărat un domeniu care să mă intereseze, dar deci erau bisexualii, dar așa, care erau și, înțeleg că non-binarie nici. Nu, sau... Sunt două chestii diferite. Aia e o chestie care ține de sexualitate cu bisexualii. Așa. Aici e o chestie de identitate cu non-binarie, adică ei nu știu încă dacă sunt fată sau băiat. Care sunt... N-are legătură cu sexual. Nu. Păi fată sau băiat nu ești cu... Da, 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 e vorba aici strict de identitate, de comportament, de... Adică nu de... Păi nu se poate uita în certificatul de naștere. Se referă la raporturi. Nu, e statul nu știe. A, nu știe. Bine, hai să depășim asta. Da, deci, mă rog, eu n-aș depăși așa acum. Haideți să nu acum. Deci au fost discuții foarte multe pe subiectul Nemo. Am văzut că purtător... Persoana Nemo... Așa. Avea un... Era îmbrăcată foarte interesant, avea o fustă tiță roz scurtă mini. Deci cumva știe. Cred că în seara aia știut. Și o... Nu, că sus era băiat. Cu fugi. Hai mă. Cum, mă? Mie mi s-a părut că e făcut tocmai show, e jumătate. Mie mi-a plăcut momentul. Tu, adică, ai, tu cum a fost realizat. Tu porți geacă de aia de fulgi? Nu, dar... era jumate, adică era în... Torsul era masculin și... Picioarele feminine, că era cu o rochiță și cu niște piciorușe așa de... Bine că n-avea coadă de pește. Da. Bun, fine. Da. Domnul Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, domnul Vasile Bănescu, a descris victoria lui Nemo drept, citez, insultătoare la adresa muzicii, una exterminatoare a bunei cuvințe și bunului simț. Am încheiat citatul. Bun, domnul Bănescu e supărat de, cred, apariție și așa. Mie însă mi se pare mai suspectă melodia în sine. Adică, pe bune că nu m-aș fi așteptat niciodată ca o astfel de melodie să câștige Eurovision, sună așa. Mie din contră. Serios? Let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. O simți în playlist? Ascultă puțin. Caută-i hook-ul. Deci e o fată, nu care cântă. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who the space is everything is balanced, everything's light. Hai să facem un radio voting pe vrei? Putem să facem un radio voting, dar e indicat deja direcția. Da, deci mie îmi place.
Și mie îmi place. Mi se pare foarte. Adică dacă n-ai ști povestea și ai auzit doar piesa. Este o piesă, uite, este o piesă care a luat 0 voturi acum câțiva ani la Eurovision și a intrat în playlisturile din toată lumea la radiouri. Este o fată din Armenia. Adi, te rog, caută, sigur o avem, că o știu, inclusiv caută asta. Deci Eurovision, Armenia, fată, să spun. Da. Non-binar points. Da, nu. Deci este o piesă pe care o știm și a luat 0 voturi. Asta în condițiile în care aia a devenit o piesă de mare succes cu zeci de milioane de ascultători. Asta se întâmplă, stai puțin, este un, este un spectacol TV, până la urmă. Băi, știi ce se întâmplă? Uite, e altceva, mi se pare fascinant. E cea mai mare competiție muzicală din lume, de fapt, Eurovision. Din lume? Da, este cea mai mare competiție muzicală din lume, live, cu 25 de țări participante, cu implicarea milioane sau zeci de milioane de oameni care votează, cu jurii, cu organizare. Okay. Nu există o competiție mai mare. Câștigătorul este stabilit prin votul publicului și prin votul juriilor. Că sunt jurii naționale care sunt compuse în principiu în fiecare țară din specialiști în domeniul respectiv, presupun. Adică îmi imaginez că așa este. Nu-mi dau seama dacă, adică nu știu exact dacă ponderea fiecărui vot este egală. Dar vreau să observ că piesa cântată de fata din Israel, a venit o fată din Israel, Eden Golan, o cheamă, a cântat o piesă bună acolo, fata are 20 de ani, s-a plasat pe locul 2 la votul publicului, dar abia pe locul 12 la votul juriilor. Adică ea a strâns 323 de puncte din votul publicului, telespectatorii din 14 țări i-au dat punctajul maxim, iar de la jurii n-au luat decât 52 de puncte. Cea mai mare diferență de punctaj între ce a vrut publicul și ce au zis specialiștii. Dacă juriul vota cât de cât acolo, pentru că la celelalte piese, cel puțin în partea superioară a clasamentului, votul jurilor și votul publicului sunt la valori cât de cât comparabile, asemănătoare, adică diferențele sunt mici. Înțelegi? Aici a fost ca și cum jurile au vrut să trântească această piesă, pe care însă publicul a dorit-o. Adică publicul a votat-o astfel încât doar cu votul publicului ajungea pe locul 2. Și asta s-a întâmplat, mi se pare că ridică unele semne de întrebare, pentru că toată presa și toate rețelele au fost pline de relatări de la manifestațiile de protest împotriva Israelului din Malmö, în Suedia. Iar fata de 20 de ani care a cântat piesa țării ei a trebuit escortată cu mașini de poliție, cu elicoptere, a primit mesaje de amenințare, i-au spus că vor să o ucidă. Adică a fost amenințată că va fi linșată de niște demonstranți pro-palestinieni, uh-huh, sau pro-Hamas, deosebit de agresivi din fața din oraș, din fața sălii de concerte de acolo, în frunte cu Greta Thunberg, vechea noastră prietenă. A fost huiduită în sală, unii cântăreți au încercat să o intimideze, deci iată că la final marele public s-a exprimat masiv pentru ea, în favoarea ei. Deci ea a câștigat, de fapt, votul publicului din toate țările participante. A fost un vot emoțional, acum nu știu dacă a fost neapărat legat de piesă. Și de fapt, oamenii aceștia au votat împotriva scandalului făcut de manifestanții pro-Hamas. Dar jurile naționale, compuse din specialiști, cine ar fi acești specialiști, nu știu, au votat împotrivă. În general, specialiștii sunt compozitori, oameni de muzică din țările respective. Așa s-a întâmplat și la noi. S-a întâmplat și în România, atunci când am trimis piese la Eurovision, ca diferența dintre votul publicului, cel telefonic, și votul specialiștilor din studio să fie foarte mare. Da. Mă rog. În fine. Asta e. Dar Eurovision rămâne un concurs interesant. Mie îmi pare rău că n-a fost difuzat la noi. Adică, într-o vreme, mă strângeam cu gașca și urmăream Eurovision, că e funny așa, unii cântăresc. Păi da, mai avea o miză, dar în ultimul timp a intrat așa într-un cont de umbră. România n-a mai avut nicio miză. Uite, suedezii reușesc să câștige destul de des. Ei sunt foarte, țările alea nordice de acolo, sunt foarte implicate în tot ce se întâmplă. Au și câștigat de foarte multe ori concursul. A găsit ne-a trimis, da. Ce? Ne-a trimis un ceva cu lui, îmi scapă. Nu, Rosalind Snap. Așa, Rosalind Snap, exact. Ia dă, căutați. Păi o știm, că este difuzată de toată lumea și inclusiv de noi. La Torino acum 2 ani s-a întâmplat. Așa, n-am știut că Ucraina favorizat atunci de și voturi. Stai mă. Iulian, n-am avut că piesa asta vine din Eurovision. Habar n-am avut că piesa asta vine din Eurovision. Nici eu. Nu știam că e din Armenia. Da, e hit. A luat 61 de
puncte la final, în condițiile în care se câștigă cu 4-500. Înțelegi? Cam aici suntem. Deci n-a fost votată de nimeni. Rosalind a terminat pe locul 20. Acum mă uit pe știu. Aha. Deci a terminat pe locul 20 din 25. Poftim. Da, piesa ai dreptate, a fost fenomen. Da, este printre cele mai difuzate și de Europa FM. Mm-hmm. Au fost și multe piese românești care au luat puține puncte, dar n-au reușit după aia. Crezi că noi am încercat strategia asta și nu ne-a ieșit? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.